Știți, vreau să anunț ca să lămuresc că avem la comisie. Am spus că mesele reorganizate, tocmai de asta, nu am reușit să vă răspund în timpul timp, reorganizăm comisiile în următoare ședințe. Da? Dacă se trezea, dacă se organizează, ne putem... Aș vrea să vă propun un mod de lucru operativ astăzi, ținând cont de faptul că o parte din comună, să sunt convins că vor dori să meargă și în altă parte, și noi avem anumite acțiuni pe ziua de astăzi. Aș vrea să am mult de lucru. Am să citesc doar proiectul, titlul proiectului și acolo unde considerați să interveniți, vă rog să interveniți. Deci, unde considerați noastră, mă opriți. Ideea este că vreau să fiu cât se poate de operativ. Aveam undeva pe ordinea de zi 34 de proiecte. N-aș vrea să ne petrecem vinerea decât acolo unde este esențial. Deci, n-aș vrea să ne petrecem această vineri discutând inutil pe proiecte care nu au o relevanță extraordinară politico-administrativă, să zic așa. Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 195 din 21.04.2023 a președintelui Consiliului Județean, comunicat în termenul prevăzut de lege consilierilor. La ședință, din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție, sunt prezenți 35, dintre care 2 online, sau 3 online. Având în vedere proiectul de zi, bineînțeles că sală, sunt și colegii noștri atât din aparatul de specialitate, cât și din afara din instituțiile subordonate care au proiecte de ordine de zi. Astfel, pentru ședința de azi, proiectul de ordine de zi este următorul. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de data de 12.04.2023. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău, în domeniul privat al acestuia, a bunului magazin Epivaru, C2, număr inventar 10.621, aflat în administrarea Complexului Muzeal de Știință de Naturii Ion Borcea Bacău, în vederea scoaterii din funcțiune casării și valorii vitale. 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventare a imobilului clădire, spitalul nou, extindere UCU C6, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții, lucrări de modernizare, extindere, dotare infrastructură, unitate de primire urgențe, realizarea de import, spitalul județean de urgență Bacău și intrarea domeniului public al județului a unor echipamente și instalații tehnice aferente. 4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 6 și a anexei 9 la hotărârea Consiliului Județean 274, din 21.12.2022, privind stabilirea de impozite și taxe locale, precum și a taxelor speciale de anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară, din versul 1/2023, a județului Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitute asupra terenului de suprafață, 437 de metri pătrați, din zona drumului județean Lege 241, situat în sat Câmpinii, în zona Brătoaia, Nord, comuna de Chivasa, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și la administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea 10 de aspect de sat. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși sau unui drept de servicuri asupra terenului și suprafață de 463 metri pătrați din zona drumului județean Lege 241, situat în sat Câmpinii, zona Brătoaia Sud, comuna Lichidoasă, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea 10 de locații de sat. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de servitut deasupra terenului suprafață de 113 metri pătrați
din zona drumului județean DG 252C, situată în satul Mărești, la Mărești, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de comun Bacău, în favoarea Delgat BISA. Nouă proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului suprafața de 593 metri pătrați din zona drumului județean DG 241, sat Bacană, zona sud, comuna Chitoasa, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrarea serviciului public județean de domnul Bacău, în favoarea 10 de la scrie sa. 10 proiecte de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 181 metri pătrați, în zona drumului județean, DG 241, situat în sat Bacană, zona nord, comuna Chitoasa, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciul județean de drumul Bacău, în favoarea 10 de aeroport de sal. 11. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitor de asupra terenului suprafață de 285 metri pătrați din zona drumului județean DJ 119, situat în sat Sărata, strada Primăverii, zona Calaba. Zona Calaba este ora nu, comuna Sărata, din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea 10 de aeroport de sal. 12. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uși sau unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 1734 metri pătrați din zona drumului de pe DJ 119, DJ 119H, situată în comuna Părăuan din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea 10.000 proiect SRL. 13. Proiect de hotărâre privind plata cotizației de către Uniunea Națională a Consiliului Județene din România pentru anul 2023. 14. Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 15. Proiect de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui pentru anul 2023. 16. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de 10 compania Rotres Service S.A. în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale în județul Bacău, numărul 180 pe 2907 din 06-05-2015. 17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 185 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și la Revista de Cultură a Tecnopatului. 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău în Consiliul de Administrație la Spitalul Județean de Urgență Bacău. 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii, anuale, lunare, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru anul 2023. 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău a părintelui preasfințitului Benone Ambărușe, episcop titular de Pronto, auxiliar de Roma, delegat pentru Caritas și Pastorația Migranței. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Porto Apocăvană între Speranță și Performanță. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Turneul Internațional Judo fără bariere, ediția 3, 4, 8, 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Fotbal Județean, baza de locul unde fotbalul și comunitatea se întâlnesc cel mai direct. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Facilități Sportive, impact major în dezvoltarea programului de bază de la nivel local. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Promovarea ciclismului juvenil. 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Turul Colinelor Bacău 2023. 27. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația de Grup Acțiune Locală Conferințe Mondiale pentru anul 2023. 28. Proiect de hotărâre privind neexercitarea drepturilor de prejudecăție de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului Casa Dr. Pătrășcan, a fost
acolo 2MB007, se poate pe strada Vasile Alexandrie, numărul 2, merge cu acuși, despatul, înscrisă cartea principală, numărul 66636, C1, C2. 29, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 43/2023, privind asocierea județului Bacău cu municipiul Onești și cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești, în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan, cardiovascular și anexe, la aceasta. 30, proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 1119 în zona drumului județean DJ112, situată în satele Târgu Trotuș, Pluta și Ghișoara, din comuna Târgu Trotuș de Bacău, aflat în domeniul public al Târgu Bacău și la administrarea SPJ de Bacău, în favoarea SCD de Gastrit de Sa. 31, proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 47 din 2022, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la SPJD, serviciul public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de sat comun la cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Votul împotrivă. Mulțumesc. Proiectul ordine de zi a fost aprobat. În continuare dau citire proiectului de zi suplimentare, care este următorul. Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții și a departamentului de organizare și funcționare la Regia Autonomă a Aeroportului Internațional George Enescu Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielilor Aeroportului Bacău pe anul 2023. Și 3. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu municipiul Onești în vederea cofinanțării proiectului reabilitare satului Tacule, Tănatea Comunești, din municipiul Onești. Am să dau citire și motivațiilor pentru care avem pe ordine de zi suplimentare, care au făcut de ce a necesitat introducerea pe ordine de zi suplimentare. Urgența este motivată, la primul punct, de necesitatea conformării la cerințele rezultate din auditurile Autorității Aeronautice Civile Române și a Ministerului Transportului. Mă refer la primul punct, care se referă la aeroport. A doua, se referă la reorganizarea serviciului public județean, serviciului public județean de drumuri. Și evident că se impune rectificarea bugetară, dar atare noi trebuie să intrăm în vigoare de luna mai cu noua organizare, dar trebuie să prelungi și activele și pasivele a serviciului de drumul județean. La punctul 3, a fost semnat contractul de finanțare pe finanțarea reambursabilă, administrația fondului de mediu și nu se pot declanșa achizițiile, nu se procedurile de achiziție dacă nu are și o asociere cu Consiliul Județean, în așa fel încât s-a hotărât toată suma care trebuie este cofinanțată în cadrul acestui proiect. Dacă nu sunt obiecțiuni, supun la vot proiectul de hotărâre, proiectul ordinii de zi suplimentare. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Proiectul suplimentar a fost aprobat. În continuare, la cuvântul doamnei secretar general, Lina Lina. Domnul președinte, scuze, dacă nu avem lucruri diverse, dar aș avea și o interpelare de lucruri mai diverse. Sigur. Mulțumesc. Deci, o să facem în felul următor. Facem tot ce înseamnă aprobarea proiectelor și dacă, evident, nu este la un proiect, o să trecem la diverse interpelarea noastră. Conform prevederilor codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, Secretarul General al Ședinței Administrative Teritoriale supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.04.2023. Supun la vot procesul verbal, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Procesul de acolo a fost aprobat și în continuare o să dau tot doamnei secretar general pentru a
menționat cele legale referitoare la conflictul de interese. Mulțumesc, domnule președinte. Consilierul județean Acad, una dintre situații de conflict de interese prevăzute de lege, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul de luare a ședinței. Ulterior anunțării, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii respective. Da, vă rog, dacă sunt în sală, avem... Vă rog, domnul Consiliul Județean, da. Dar nu voi participa acum cu 15 și 25 de organe. Regulă? Alte? Mulțumesc. Trecem la participare. Dacă îmi permite, de vă rog, doamnă. Vă rog. Am înțeles că domnul Boc ar să facă o încercare. Da. Regulamentul spune la articolul 104. La începutul fiecărei ședințe, ordinarea Consiliului Județean, consilierii pot adresa întrebări și interesările președintelui, vicepreședinților, secretarul juristilor și șefilor compartimentului din aparatul de specialitate. Deci ar trebui să-i dăm întâietate domnului Boca pentru așa. Nu, 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 de altă, ca să începem bine cu dreptul. Haideți să vă spun ceva. Eu am întrebat pe domnul Boca pentru operativitate, dacă este de acord ca la punctul diverse să susțină interpelarea. Dânsul, din ce am înțeles, a fost de acord. Aveți dumneavoastră într-o altă propunere? Vă rog să nu vorbiți peste mine, domnul consilier, vă rog. Deci nu vorbiți peste mine, că nu este nici civilizat, știu că știu un om civilizat. Și nici corect. Eu v-am spus doar că, așa cum am anunțat public, că această interpelare va avea loc la sfârșit, tocmai pentru operativitate. Aveți ceva împotrivă, domnul consilier de țară? Ok. Mulțumesc. Și data viitoare, domnul consilier județean, cereți să-ți dai cuvântul. Și după aia intervenim. Dacă tot vă pricepeți la regulament. Domnul președinte, nu vin la data. Pe regulament se face intervenim, văd că mulțumesc. Numai dacă îmi permite președinte de ședință. Deci, trecem la punctul 2 de ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Bacău, un domeniu privat al acestuia, a bunului magazin privat C2, urmă de interdat 10.691, aflat în administrarea complexului Muzeal de Științe ale Naturii, om Borcea Bacău, vederea scoaterea și în funcțiune, casării și valorii fie. Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Voturi împotrivă, abțin. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre, nu știu online, însă. Dacă... Poftim? Un mic domnul premier, mă auziți? Domnul consilier de țară, premier, mă auziți? Acum fac o mai bine. Să știți că nu se înțelegea asta. Deci, că dumneavoastră de sezul nostru, sunteți întreaga familia Sloveniei. Dar cu cine este? Mulțumesc. Dacă se vorbește și cu tu și valabil și pentru toată zile, dacă se vorbește pe microfon, e voie. Cum e vremea la da. Deci proiectul de la punctul 2 a fost aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului clădire spital nou, extindere C6, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții, lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primire urgențe, realizare de pot, Spitalul Județean de Urgență, SMIS 12120 și intrarea pe timpul public al prețului, au urmări echipamente și instalații tehnice aferente. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, votul împotrivă, abține. Ați votat? Doamna Marinescu, vă uitați la mine ca și cum n-ați mai văzut calculatorul. Da, e în fața dumneavoastră.
proiectul ordine de zi a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind completarea anexei numărul 6 și anexei numărul 9 la hotărârea Consiliului Județean numărul 274/21-12/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abținere. În administrarea SPJT-ului, în favoarea SPJT-ului de sat.
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu număr de 36 de voturi. Trecem la punctul 9. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitude asupra terenului suprafață de 593 metri pătrați, cu zona comună județean Deja 241, situată sat Barcana, pe zona sud, comunale Ghevasa, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea SPJD, în favoarea SCD-ul Gastrin S.A. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului de suprafață de 881 metri pătrați din zona numărului județean Deja 241, situată în sat Ardana, zona nord, comunale Chitoasa, din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea SPJD Bacău, în favoarea SCD-ului Gasmin de sat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă și abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Trecem la punctul 11 pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 285 metri pătrați din zona domnului județean Deja 191, situată în sat Sărata, strada Primăverii, zona Tarabului Zboran, comuna Sărata din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea de numărul județenii Bacău, în favoarea SCD-ului Gasgrid de sat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Deci, la punctul 12 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de ușă, unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 1634 metri pătrați din zona numărului județenii Deja 111, Deja 119 H, situată în comuna Parmanie, în județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de lucru Bacău, în favoarea SCD Hockey SRL. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației către UNCGR pentru 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Trecem la punctul 14, aprobat cu număr de 36 de voturi, ca să precizez. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind
privind plata cotizației pentru anul 2023 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Sanitizare și Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Proiectul a fost adoptat în majoritate. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 15, cele pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală a Parlamentului pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Da? Un total de 36 de voturi. Proiectul a fost adoptat. Fac o mențiune în sală, pentru numărată în sală, nu este tot acolo, așa că celelalte care le-am fac mențiunea ca să existe pe bată, celelalte s-au aprobat cu 35 de voturi atunci când am ținut. Așa e, n-am sesizat, s-a tot neculat în ședință. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 16 de ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propus de 10 compania Lombre Service SAM, cadrul contractului cu delegare gestiunii serviciilor de colectare și transport, deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 110/2007 din 06/05/2015. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului de Seară numărul 185/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bacău și la Revista de Cultură Ateneu Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 18 de ordine de zi. Se prezintă referatul de aprobare, proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Bacău, Consiliul de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Aici fac mențiunea că se va fi cu vot secret. Eu am să fac două propuneri, adică o propunere de membru titular și de subean. Această modificare, această suplimentare în Consiliul de Administrație este dată de modificarea legii sănătății, prin care se solicită ca în cadrul Consiliului de Administrație a Spitalului Județene, aflat în administrarea Consiliilor Județene, și nu numai să mai există un membru care să îndeplinească condițiile de a fi economist. Ca atare, o să vă rog să vă cumplați, eu am să fac propunere și să vă cumplați pe telefoane pentru a putea vota secret. Propunerile înaintate sunt următoare. Domnul economist Gabriel Măriuț, actualmente este director comercial, director de marketing, director comercial la Aeroportul Internațional George Enescu Bacău și doamna Arteleanu, doamna economistă Arteleanu, șefă de servicii în cadrul Consiliului Județean Bacău. Vă rog să notați propunerile făcute de noi și am să vă solicit și dumneavoastră de fiecare grup politic, dacă aveți și alte propuneri. Vă rog, PNL. Mă propun pe doamna Tina Oana Cristian, doctor în biologie. Dar trebuie economisit. Nu, trebuie să aibă studii, nu mai decât economii, nu așa studii legea.
De asta vă interpretați și legea și economie. Așa spune legea, trebuie economist. Nu putem numi decât economist. Problema, dar pentru conformitate puteți să citiți referatul și o să vedeți acolo că legea prevede extrem de clar ce profil trebuie să aibă un desemnat în cadrul Consiliului de Administrație. Vă menționează următoare. Consiliul de Administrație a Spitalului Județean are principala activitate pe care o are, nu conducerea Spitalului Județean, ci aprobarea investițiilor la nivelul Spitalului Județean și dezvoltarea investițiilor la Spitalul Județean. La tare, ăsta este și profilul. Cine vrea să intervine? Vă rog, doamna... Vă rog, doamna... Mulțumesc! Citesc din literatul de aprobare. Potrivit articolul 184-4, pentru spitalul publice pot veni izmene consolidizate persoane care fac dovada de privire cumulative sub sancțiunea nulității agrării la următoarele condiții. A. Să fie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență. B. Să aibă la data minimă cel puțin 5 ani de experiență profesională într-unul din următoarele domenii: medicină, farmacie, drept, economie, științe inginerești sau medicină. Deci, doamne Miclu, potrivit, v-am spus doar, ați citit noastră prevederile generale ce vine într-un Consiliu de Administrație, dar am ați citit modificările aduse la lege, pentru că noi deja am numit în Consiliul de Administrație, am numit persoane și prin Consiliul Județean, și acest articol se referă la modul general cum se numește un membru Consiliul de Administrație, dar modificarea legislativă a suferit de curând și dacă vreți să vă dau articolul în care spune că trebuie să fie economist, fără nicio problemă. Dacă e la o modificare, este modificare. Este modificare. Este modificare. Nu știu să știu. O să vă dacă haideți să nu mai vorbim unul peste altul, vă răspundem. Este vorba de atacul 187, alineatul 2 litera B din legea 25/2006, privind reforma nivelului sănătății și reglementarea cu modificările și completările ulterioare, care prevede, fără drept de interpretare, că din cadrul Consiliului de Administrație trebuie să facă parte de un economist, componențe din care la ora asta lipsește exact membru cu studii superioare. M-ați înțeles? M-ați înțeles? Ceilalți au toate profesiile care dumneavoastră le-ați spus înainte. Da. Dacă vreți să vă mențineți propunere, nu am nicio problemă. O punem pe listă pe doamnă și o votăm. Dar facem doar așa, act de invalidă de drept. Da? Dumneavoastră, dacă vă mențineți poziția, nu am nicio problemă. Dacă vă mențineți, nicio problemă, trecem mai departe, consemnăm pe doamna ca propunerea grupului PNL și trecem mai departe. Vă mențineți poziția? Mai mult spus la mine. Da, vă mulțumesc. Dacă domnul Buzlar este economist, da? Bine. Membru suplean. Marcu Costin. Domnul Marcu. Grupul USR susține propunerea pe mediu pentru domnii care au plăționat. Ce? Mulțumesc. Doamna Consiliul de Rețean la ce a fost așa? Mulțumesc. Grupul Pro-România. Grupul PPP. Susținem propunerea pe PNL. Vă mulțumesc. Haideți să recapitulăm. Deci, vă rog,
doamna secretar general. Și în partea grupului PSD este propus ca membru titular domnule Cornis Gabriel Mânduț, ca membru suplan doamna Adeleanu, șef serviciu din prava partidului special la traducțiunii de țean. Din partea grupului PNL, ca membru titular domnul Marius Cosularu, ca membru suplan domnul Marco Costucă, USR Pro România sau Moșoșa PNP, USR și PNP, susținând propunerea PNL. Am înțeles, vă rog, doamna... Eu să mă opresc, Din volul de a se începe. Am dezactivat. Haideți să dăm mâna la sesiunea de vot. Da. Da, dar la trebuie să faceți întâi... Nu, nu mi-a venit în cauza asta. Păi mai, ești în spate.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Județului Bacău, Preasfințitul Benoni Ambroș, episcop titular de Procto, auxiliar Roma, delegat pentru Caritas și pastorația migranților. Am să fac o scurtă prezentare, să spun că dânsul nu este în sală, evident se află la Vatican. Am să vă citesc o scurtă prezentare și pe eventual, dacă dumneavoastră vreți să mai interveniți pe acest subiect, am să fac și anumite considerații personale. Am propus conferirea titlului de cetățean de onoare a Județului Bacău, Preasfințitului Benoni Ambroș, numit de Sfântul Părinte Francis, episcop auxiliar de Roma. Numirea și consacrarea Bătăuanului, cunoscut drept Dolbert, este o premieră în istoria Bisericii Catolice. Pentru prima dată, un român a fost numit episcop auxiliar de Roma. Activitatea caritabilă a Preasfințitului Benoni Ambroș, episcop titulat de Pronto, auxiliar de Roma, delegat pentru Caritas și pastorația migranților, este axată pe slujirea și ajutorarea persoanelor nevoiașe,
aflate în suferință, a migranților, a celor abuzați și respinși de societate. În mod evident, dăruirea și implicarea excelenței sale aduc cinste partorului, locul în care s-a născut și a copilării. Luând în considerare cele expuse, propun și susțin ca preasfințitul Benonii Ambăruși, personalitatea Bisericii Catolice și a comunității păcumane, să îi se confere titlul de cetățean de onoare al județului Bacău de către Consiliul Județean Bacău, ca recunoașterea implicării în activitatea socială și sacerdotală. Am propus votarea acestui proiect zona aceasta, dat fiind aniversarea 2 ani de la numirea și consacrarea ca episcopul martie, respectiv luna mai. Distincția îi va fi acordată preasfințitului în cursul acestui an, când va fi posibilă organizarea unui eveniment în acest sens. Să știți, vă spun ca și considerație personală, eu l-am cunoscut, am avut onoarea să-l cunosc la un an. Un om extrem de modest, extrem de simplu și extrem de atras de oameni, de posibilitatea de a face bine, în același timp, având și o smerenie în toată activitatea pe care o desfășoară și chiar propunerea pe care i-am făcut-o, a acceptat-o cu greu, considerând că poate fi cel mai, să zic așa, potrivit, în contră, eu cred că tocmai cei care nu doresc anumite lucruri de recunoaștere, că merită toată plăcerea asta. Sperăm că la o dată ulterioară, când va fi prezent în țară, să-l cunoașteți cu toții, să-l cunoașteți cu toții și o să rămâneți plăcut impresionat de personalitatea dânsului, cu atât mai mult cu cât să știți că este, pe lângă faptul ce l-am expus mai devreme, că este singurul episcop din toată istoria Bisericii Catolice de România care este desemnat episcop auxiliat la Roma, este și preajma Sfântului Papa, lucru care l-am văzut cu ochii. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? La punctul 21 de pe ordinea de zi se prezintă referat proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Fotbal Bacăuan între speranță și performanță. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Vă rog. Sunt iubitor de sport, de fotbal în special, dar sincer nu mai numărăm din multe vreme ce se întâmplă în Liga 3. Acum, proiectul ăsta mi-a dat de jos să fac o mică explorare în zonă. Cred că proiectul ar trebui să numească doar speranță, că performanță nu poate fi vorba. Echipa Dinamo, adică Dinamo este pe locul 8. În condiții în care avem echipă pe locul 4, în aceeași serie, în seria vecină, iarăși pe locul 4, două echipe Băcăoane. Vorbesc de CSM Bacău și de CSA Aerostar. E păcat că a ajuns fotbalul în situația asta. Cred că ar trebui să aș vota cu mare plăcere și un proiect integrator care să se adune toate aceste forțe, să se coaguleze. Sunt disipate acum, observăm. Noi tot am finanțat și pentru fotbalul juvenil, pentru programe județene. Nu se văd rezultat. Poate ar trebui să fim o dată mai atenți la ce se întâmplă și cum apreciem performanța. Din evaluarea care a făcut-o comisia, care s-a ocupat de evaluarea proiectului, am văzut că avea cu 6 zecime, a trecut peste punctajul 1, cu 70, 70. Votăm acest proiect.
susținem sportul, dar pe viitor cred că ar trebui o preocupare în sensul de a aduna forțele. Dar eu vreau să totuși, eu nu pot spune că mă pricep la toate în nicio formă, mă poate mai puțin la fotbal, dar eu mă pricep să aplic ceea ce avem în regulament. Așa cum bine știți, noi avem un regulament, avem o lege, am făcut anunț public, cine a participat și a depus proiect și s-a calificat, a fost aprobat în condițiile în care el depunea condițiile prevăzute de lege. Nu am absolut nicio problemă dacă s-ar mai fi depus și alte proiecte. Evident că bugetul este limitat. Cred că noi punem la dispoziție sume cu anumită destinație și având un regulament foarte clar, nu putem interveni peste el cu considerații personale. Noi votăm acum, să zicem, oportunitatea acestui lucru, pentru că, de fapt, cam asta de asta suntem aici. Poate pe viitor va exista o gândire strategică, dar care nu ține neapărat de Consiliul Județean, în care toate aceste cluburi se vor uni, vor fuziona și vor crea un club mai puternic, care să aducă, să zicem, Bacău într-o zonă reprezentativă. Asta nu înseamnă că trebuie să eliminăm și pe aia mai mici și pe aia mai mari. Dacă s-au calificat, asta este situația. Dacă nu, nu s-ar fi calificat. Nu aveam un punctaj foarte clar. Nici nu știu, vă spun sincer, că la mine este prima citire pe care o dau acestor proiecte. Ce mi-a venit la mapă, la aia m-a apropat. Ca atare, dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vârf, domnul Consiliu Județean. Nu sunt reprezentantul și nici avocatul celor de la Dinamo, FC Dinamo, dar vreau să zic domnului Consiliu că în terminologia sportului este o performanță și în altă performanță. Deci putem vorbi de performanță din punctul meu de vedere, pentru că fac parte tot din plutonul primelor 9. Că e locul 8, că e locul 4, că e locul 9, toți sunt la performanță. Deci se vorbește despre performanță totuși. Deci nu e de lecțiilor apărarea strict de semantică și de terminologia de sport. Ca să... Ați încurcat pe domnul. Deci intervențiile domnului consilierul de țară, adică Ameliu Cătălare, a bunit. Mulțumesc că frumos, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Trecem la punctul cât avem pe online? 3 voturi. Da, în regulă 36 de voturi. Trecem la punctul 22 de ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind la aprobarea finanțării programului sportiv Turneu Internațional Judo fără bariere, ediția 3 a partidului. Dacă nu sunt intervenții, se pun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru, votul împotrivă, abține. Votul împotrivă, abține.
mulțumesc, 3.25 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv, promovarea ciclismului juvenil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării programului sportiv Turul Colinelor Bacău 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Da, mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în număr un singur vot. Da, 35 de voturi. Trecem la punctul 27 de ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău, calitate de membru către Asociația Club de Acțiune Locală cu Confluențe Modale pentru anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere. Trecem la... A venit în sală și doamna inspector general. Eu am să fac o scurtă precizare ca să nu... Noi am mai votat o dată acest proiect. Precizarea o fac, doar pentru conformitate. Ce s-a întâmplat pe lista de investiții a Ministerului Sănătății a apărut biplan față de monoplan, așa cum am propus. Ca atare face rectificarea necesară, în așa fel încât este aceeași sumă. Este aceeași sumă, nu s-a modificat suma alocată pentru asociere pentru spital, doar e o chestiune de formă, să zic, BIP-plan presupune un an geografic mult mai performant. Partea bucurătoare e că e la aceeași
Dacă nu sunt date intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere. Da, vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost aprobat de 35 sau 36. Da. Vrei să zici de acolo. Trecem la punctul 30, de ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz sau unui drept de serviciu de asupra terenului la față de 1935 din zona zonului județean de G18, situat în satele Târgu Troduș, Tuta, Trișoara, Târgu Comuna, Târgu Troduș. Dețul Bacău, aflat în domeniul public al Dețul Bacău și în administrarea serviciului de Bacău, în favoare secției de a scrie să supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere. Da, proiectul de hotărâre 35 de voturi a fost aprobat. Trecem la punctul 300 de ordine de zi, referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la hotărârea Consiliului Județean numărul 47/2022, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la serviciul public județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității San Bacu, cu modificările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținere. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în majoritate. Trecem la punctul 32 de ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare la regia autonomă a aeroportului internațional George Enescu Bacău. Dacă nu sunt intervenții, da? Mă doresc că atunci când am văzut propunerea de suplimentare a de zi cu aprobarea organigramei, zic iată că apar primele măsuri pentru reglistarea aeroportului, pentru că un semnal nefavorabil era faptul că în luna martie am înregistrat 14.623 de pasageri, coborând pe locul 9 în clasamentul național al aeroportului. Din păcate, pe lângă o motivare firească, necesară, de modificare a statutului și a regulamentului, pe care trebuie pus în concordanță cu legislația aplicată în domeniu, la organigramă nu am văzut nici măcar cea mai mică intenție de a reduce cheltuielile. Rămân și se face un titlu de glorie că rămân 155 de posturi. Nici măcar un post nu dispare acolo. Deci, același număr de, același personal face, asigură servicii pentru pasageri din ce în ce mai puțin. Închipuiți-vă că sunt o cursă două pe zi, câteodată sunt mai mulți și mai puțini pasageri decât personalul de la aeroport. Nu putem accepta situația asta. Am înțeles, am adus un manager nou, trebuia să vedem ceva ce se întâmplă și în zona reducerii cheltuielilor cu personal. De aceea, grupul liberal se va abține la aprobarea acestui proiect de și așteptăm acțiune în sensul eficientizării aeroportului prin cele două posibilități, creșterea numărului de pasageri și a veniturilor și scăderea cheltuielilor. Ok. Mulțumim. Eu am să vă răspund așa, că văd că e subiectul preferat a partenerilor noștri de coaliție guvernamentală și de opoziție județeană și municipală. Acest obiectiv aeroportului internațional, George Enescu Bacău, nu aparține neapărat Consiliului Județean, cât aparține județului. Într-adevăr, noi suntem o autoritate tutelară. Ca autoritate tutelară pe regie autonomă, așa cum am spus, nu putem interveni nici financiar, nici
nici juridic în forma de organizare. Am explicat de la început, dacă erați atent, faptul că această modificare a fost cerută de Autoritatea Aeronautică Română, unde trebuie să ne conformăm. Doi, numărul de persoane angajate la aeroportul internațional este la minim. Se poate vedea. Trei, legat de măsuri de redresare. Poate dumneavoastră nu ați văzut, deși a făcut o publicitate, zic eu, destul de relevantă, conferințe organizate cu toți, cu o parte din cei care se ocupă de transport, o parte din cei care sunt din turism. Acest proiect se numește Reconect. Ceea ce înseamnă, în urma acestui proiect, o primă etapă, înseamnă că de pe 1 iulie va începe curs, vor începe curse, să opereze curse către Roma, una dintre cele mai solicitate rute, care evident va aduce la creșterea numărului de pasageri. Dar nu știu de ce, dumneavoastră nu v-ați uitat și tot legați conducerea aeroportului, Consiliului Județean, de către Aeroportul Internațional din Bacău și mă bucur că faceți treaba asta. Să vă spun ceva. V-ați uitat pe ceea ce șeful dumneavoastră de partid a publicat și a și sponsorizat, a și plătit bani să inducă o anumită stare asupra cetățenilor din Bacău, că suntem pe locul 9. Ok. Dar pe locul 10 cine este? Iată cine este. Oradea. Oradea, județul Bihor, colegul noastră, domnul Bolojan. Eu nu cred că dumneavoastră puteți să-l suspectați pe domnul președinte al Consiliului Județean Bihor de nepricepere și de necunoaștere. Dumneavoastră care sunteți un singur consilier județean. Ca atare. Nu mai faceți comparații care nu vă țin, să zic așa, nici cunoștințele, nici nu vedeți la nivel național, nu aveți o amploare asupra fenomenului. În aviația civilă e diferit decât în zona privată sau în zona prăzută. Acolo, dacă nu ai specialiști, nu reușești să faci față. Am spus că este un prim pas important, am arătat că ușor, ușor, deși Wizz Air a explicat foarte bine, am chemat și pe domnul președinte al aeroportului, de ce ne aflăm în această situație? De ce monopolul pe țară ajuns de către Wizz Air, ca un low cost, ne-a dus într-o anumită zonă aproape imposibilă și care, ușor, ușor, noi, printr-un efort comun, Consiliul Județean și Aeroport, încercăm să rezolvăm. Eu zic să rezolvăm, să ieșim din acest marasm. Un prim pas important s-a făcut, vor urma și altele, dar poate la timpul lor. Și știți foarte bine, sau nu știți, cred, că planul de aviație, planul de... se face un an de zile înainte. Ori, odată cu plecarea rezervă în ianuarie, am fost puși în fața unui fapt împlinit din care n-a trebuit decât să ne fie loc. Ceea ce s-a și făcut în acest moment. Referitor la modul de reorganizare, apropo, că asta era o cerință pe care trebuia să o îndeplinim. Să știți că reorganizarea merge înainte. Doar că la momentul oportun o să vă prezint dumneavoastră, așa cum bine am precizat și data trecută, o să vă prezint în vederea aprobării și dezbaterii în cadrul Consiliului Județean. Nu cred că e doar acest aspect care influențează viața, dar v-am dat exemplu, Oradea, Bacău. Mai mult de atât, nu avem ce să spunem decât că e vorba de piață. Repet, nu cred că suspectați pe domnul președinte Bolojan că nu ar avea percepere managerială să conducă un aeroport. Mulțumesc! Dacă vreau să ridicez o mică observatoră pe care nu știu. Vă mulțumesc că ați adus o discuție în aeroportul Oradea și domnul Bolojan. Într-adevăr,
este foarte discusiv, este un manager de succes, un lider de succes, tocmai pentru că așa e piața, cum spuneți dumneavoastră, și sunt pe opoziție, cu o diferență de 1000 de pasageri, au gândit un terminal cargo. Și v-am spus în ședința de proiectarea bugetului, nu, el e în realizare, după ce în toamnă va fi inaugurat. În ședința de buget a Consiliului Județean, am propus în general un studiu de pensabilitate pentru un terminal cargo la aeroportul Bacău. A spus că nu este oportun. Iată că Oradea, în aceeași condiții, în aceeași situație ca și noi, un trafic de pasageri plus, gândește o activitate care se suplimenteze din el. Mulțumesc! Domnul Vasile, atât vreau să răspund. La toamna se numără poboci. În rest, vedem cum ne poziționăm și noi în viața aeronautică, în viața aeronautiții civile din țară și vedem când se numără poboci. Deocamdată, haideți să vedem ce am făcut, ce văzând și făcând. Bun, supun la vot proiectul de hotărâre, ne este pentru. Vă rog să numărați acum, ca să nu avem, nu să mai țin de fingă. Mamă, una singură. Cine este pentru? Noi, liberalii, votăm cu toată convingerea acest proiect, pentru că Oneștiu, comunitatea Oneștiu,
care a avut performanță. Și profit de momentul ăsta ca întâlneam în zare directorul aritică de intervenția colegului Gabriu, să-i spun că pe scala performanței există și, de lângă înaltă performanță, performanță și slabă performanță. Contra. Sau contra pe ea. Eu vă sfătuiesc așa, vă dau un sfat personal, chiar dacă e public, să nu intrați în contradicții cu Adrian Gabrileu, că vă spune, are o replică extraordinară. E probată pe mulți dintre dar, dar mă știu bucur, pentru că asta înseamnă că chiar știe cine e. Ce vreau să fac o mențiune privind captarea bunăvoinței, ca să vorbim în română, captarea bunăvoinței administrației din Onești, fac următoarea revenire. Chiar dacă bugetul nostru este contractat. Adică când mă refer contractat, îl pun în ghilimele și, într-adevăr, este întins. Totuși, la un proiect care nu captează bunăvoința administrației, cât captează bunăvoința cetățeanului. Ținând de faptul că se numește sala polivalentă Nalia Tăneci, nu cred că este un proiect care poate fi pus în discuție sau poate să aibă un ceva îndoielnic în, în spatele acestui proiect să existe anumite intenții. Nu știu care dintre noastre la această propunere ar fi zis nu. Cu sau fără captarea bunăvoinței administrației. Pe cale de consecință, eu cred că este un proiect care ajută Oneștiul, ajută locuitorii de unde dumneavoastră îi reprimi și reprezentați. Așa cum fiecare dintre noi, știți, ne dorim să facem lucruri care să rămână. Pentru că e un proiect care rămâne indiferent de, să zic așa, comentariile mai mult sau mai puțin, puțin malițioase. Ca tare, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Votul împotrivă, abține. Da, acum sper să vedem votul. Deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Așa cum am promis la începutul ședinței, îi mulțumesc domnului consilier județean pentru răbdare. Îi dau cuvântul. Vă rog, domnul consilier județean. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc la fel și domnului Olteanu pentru intervenția la începutul în care a încercat să arate rezolvare. Acceptasem dinainte cu voi vorbim la sfârșit, așa că nu pot să mulțumesc. Intervenarea mea se referă la o petiție semnată de peste 100 de cetățeni locuitori din comuna Livez. Acolo există un drum comunal 155 care a fost preluat de Consiliul Județean și care nu numai că nu are asfalt, este rupt complet, plin de grup, neplând cum se circula. Trei sate, Poiana, Sărăriga și Albele, sunt direct interesate și drumul pe acolo se parcurge cu 5 km pe oră datorită impracticabil, faptul că este impracticabil. Acest drum este de mare folos și pentru comuna Berzuț. Din cauza asta, petiția, dacă n-a ajuns, va ajunge zilele astea și la Consiliul Județean și, după datoria mea, să vă rog încă o dată de a interveni ca acești cetățeni să beneficieze pururi dacă este probabil Consiliul Județean, nu o să fie cât de cât practicabil. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc pentru, pentru intervenție. Să știți că prioritizarea lucrărilor pe drumurile județene se face în baza unei analize privind viabilitatea drumului, circulația de drum, și suntem în faza în care facem o analiză la nivel de județ în care să stabilim priorități.
Eu nu pot să promit ceva ce nu știu încă, nu am baza de a verifica, de cât de a verifica petiția depusă de cetățeni. Și o să fac o analiză la nivelul întregului județ, fie că vorbim de întreținerea pe drumuri județene, fie că vorbim de lucrările de construcții, de modernizare a lucrurilor județene, să știți că merg pe partea de viabilitate și de cât sunt de folosit. Am să vă dau un exemplu singur. Am și în altă parte petiții, chiar pe zona de vest, un drum de 22 la Căparicea cu Cucureniu și care se află, într-adevăr, într-o stare foarte, să zic așa, proastă, oarecum nu este asfaltat, în fel sau altul. Fac o comparație ca să înțelegeți. O parte o să putem să-l facem până acolo unde nu deranjează cetățeanul, dar legătura de acolo nu este foarte folosită. Și atunci ar însemna, nu mă opri că nu mă pot să le rețean, ar însemna, noi avem un proiect, dar însemna să fac foarte mulți bani într-o zonă care este traversată de puțin oameni. La tare, în baza unei analize, la nivel de județ, vedem ce priorități sunt și ce facem. Eu vă anunț, să știți așa, ca între... Ieri am semnat și ultimul contract de finanțare pe Angel Sanini. Sunt 5 contracte prin care a fost analizată atât prioritizarea aceasta de drumuri, de refacere, modernizare completă, cât și partea de cât de folosit este drumul. De asemenea, cred că o să avem și o analiză pentru reținere, care e foarte importantă, și o să împărțim pe 2 ani. Pentru că din bugetul anului ăsta este complicat, atât de investiții are Consiliul Județean, să le suporte pe toate. O să le prioritizăm și o să facem de așa natură încât să acoperim tot ce se poate acoperi în limita bugetului alocat. Dacă ați văzut, un exemplu, zic eu, elocvent, că nu se ține cont de zona politică, ținând cont ultimul, penultimul, care a fost aprobat, chiar dacă nu mă șer, leagă Joseniu de parabola. Da? Cam așa. Păncești, vă scuzeți. Ca atare, o să încercăm să facem, în limita bugetului alocat, tot ce se poate. Cât se poate. Da, vă rog, dacă mai vreți. Eu vă mulțumesc, domnule președinte, și am reținut promisiunea dumneavoastră de a face o analiză corectă în ceea ce privește folosirea acestor drumuri pentru folosul cetățenilor. Este studiu de trafic, să... Dacă toate acestea vor fi luate în calcul și va fi în sprijinul cât urmă din urmă cetățeni, de declarăm mulțumesc. Da. Aș vrea și eu două secunde. Vă rog, domnul președinte. Să știți că drumul ăla este de ani de zile așa, nu-i de azi de ieri. Iar dacă vreți imagini, le pot trimite, că le-am filmat. Pe telefon le-am primit și eu. Nu se poate circula nici cu piciorul liber, nu cu mașină. Sau cu bicicletă. Ați rupt piciorul, dacă vreți, le-am imagini. Da, pe drumul ăla, deci, liberți, da. Da. De aceste ploi de drum, pentru că nefiind drum asfaltat niciodată, să faci acest gen de studiu documentat. S-a terminat studiul Dalii foarte greu, pentru că acolo știți foarte bine că drumul merge pe o porțiune foarte lungă, de vreo 5-600 de metri pe un dic. Și au fost probleme cu apele române. S-a convenit până la urmă soluția de lucru.
s-a obținut avizul de la Veroni și s-a terminat acest dalier. Urmează faza de proiectare. E important să spunem și lucrurile astea, pentru că oamenii trebuie să știe că se lucrează. Deci nu că drumul este abandonat. Sub nicio formă nu e abandonat. Urmează faza de proiectare și, evident, în măsura resurselor disponibile, se va da drumul la licitație. Cam asta este stadiul lucrurilor, cum se lucrează la acest proiect, da? Mulțumesc frumos! Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog, doamna Sfântul. Mi-e place foarte mult că stăm la masă aici cu toții, discutăm, încercăm să facem opoziții. Ce ne observăm sau ignorăm, faptul că în cadrul Consiliului Județean s-au făcut investiții în județul Bacău, extrem de multe în acest mandat al domnului președinte. Încercăm să ne uităm, să spunem dacă există în codul, în faiul ARIPA, dar nu în farul nostru. Din păcate, dumneavoastră v-ați raportat la 100 de persoane, cetățeni ai acestui comune, acelei străzi, cu mari probleme. În schimb, nu știu dacă unde locuiți dumneavoastră, domnule consilier, în municipiul Bacău, eu sunt mai din popor, să zic așa, vă spun că oamenii sunt foarte nemulțumiți de felul în care arată municipiul Bacău. Și când spun asta, sunt foarte asumată, de la toate găurile, nu mai trotuare, inclusiv străzi, până se circulă, tot în aceeași perioadă de mandat, eu nu am avut ce să ne mulțumim. Consiliul de țeală, aici nu suntem numai. Un ceva că faci cu un partid băcii trează de Bacău. Nu. Am plecat o problemă. Domnul Elinie. Așa, domnul Elinie. Îmi cer scuze că intervii. Totuși eu conduc ședința, dacă vreți să vorbiți peste altcineva care este și de... dar de zona... nu neapărat de opoziție. Cred că nu vă face cinstit de dumneavoastră, cât să vă lau de cât. Nu, nu am înțeles ce spune. Deci, dumneavoastră, ați venit, 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 v-am ascultat. Dacă tot sunteți cu cinstea și cu deontologia, lăsați-o cu doamna să vorbească, indiferent de ce spune. Dumneavoastră, dacă nu vă convine cât trebuie să facă, nu vă convine. Puteți să vă mutați la București. Domnul președinte. Dar această reușită a... Și o chestiune, dacă nu vă supărați. Municipiul Bacău face parte de județ. Exact asta. Da. Dacă nu mai... Da, Daniela, dacă ai... Da, voiam să spun că până la urmă reușita pe care o are Consiliul Județean este datorită tuturor, pentru că o majoritate ascultată de cu muncă manuală de partea președintelui Consiliului Județean, vicepreședinților, a echipei care a construit. Dacă auziți, haideți să punctăm aici, că o să facem un bilanț, o să facem un bilanț. Deocamdată nu suntem la momentul de bilanț, suntem într-o cursă contra cronometru pentru a finaliza proiectele începute și pentru a începe altele, în așa fel încât, la un moment dat, să putem prezenta un tablou cu toate investițiile realizate la Consiliul Județean. Nu vreau să dezvolt în această ședință acest subiect. Mulțumesc! Vă doresc weekend plăcut!